Campionii FC Argeș și Metaloglobus București, două echipe din Liga a doua, s-au întâlnit într-un meci amical. Partida dintre argeșeni și bucureșteni s-a desfășurat la Albota și s-a încheiat la egalitate scor 1 1. Ambele formații au înscris în partea secundă a întâlnirii, trupa din Pitești reușind să evite înfrângerea în minutul 90 plus 7. Da, în primul rând ne-am dorit să nu ne accidentăm să fie un între reușit. Ok, prima repriză cred că am controlat, -o, am avut ocazii de a marca, nu ne-au pus nicio problemă cei de la Metaloglobus. În schimb, repriza a doua, noi mai obosiți e, decât ei, a, au controlat ei jocul, au și marcat după o gravă eroare de-a noastră, o greșeală care pe care nu trebuie să o mai, să o mai facem, să o mai repetăm, pentru că în momentul când greșești de maniera asta, primești goluri și atunci poți să pierzi jocurile și nu vreau asta, dar chiar dacă am avut foarte mulți copii, am reușit să, să egalăm la finalul jocului. Pentru echipa piteșteană ar fi urmat un amical cu CSM Latina, sâmbătă 10 februarie, însă Eugen Neagoe a decis să renunțe la acest joc rămân de disputat amicalele cu CS Mioveni în 13 februarie și CSA Steaua în 17 februarie.